Sute de severinene au donat cel puțin o dată un produs alimentar pentru cei sărmani. Așa a ajuns să dea roade unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale Crucii Roșii din România. Mi se pare ceva normal. Oamenii care sunt bogați și au, ar trebui să dea și pentru cei săraci. Noastră, ați pus vreodată ceva acolo în coș? E prima dată când vin aici. Dar pentru oamenii săraci am dat și eu. Am pus ulei și o conservă. Am văzut persoane foarte neajutorate și care i-am ajutat și s-au bucurat că am mers să-i vizităm și că le-am făcut sărbătorile foarte fericite. Astăzi au fost ridicate alimentele donate în perioada sărbătorilor de iarnă. Produsele vor ajunge în mâinile celor care au nevoie de un sprijin. Ridicăm a doua oară produsele, urmând ca într-o perioadă foarte scurtă, maxim o săptămână, să pornim în zona de nord a județului, unde am solicitat anchetele sociale de primării. Primele produse au fost donate la Punghina Gogoșu, urmând ca acum Baia de Aramă și după aceea la comunele aparținătoarei zonei de nord. Proiectul Banca de Alimente a fost inaugurat la Drobeta, Turnu Severin, în urmă cu 2 luni de zile.